Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi dăm jaf, mare jaf cu mafia. Acum așteptăm să vedem, poate vine poliția, nu vine. Dar este posibil să vină. Cred că aud sirena. Eu eram. Romane. Auzi, nu? Deja am început să tragă. Sigur. Bă, nu știu. Noi ne păzim doar partea asta. Ok, ok. În caz că vină poliția și putem de pe o parte, dar noi putem de partea asta, bun? Bun, așa facem. Am plecat în față, luăm o mașină, am plecat, mergem în schimbăm să nu ne recunoască, să nu ne dormi abstă, ne băgăm armele frumos într-un sac, ne dăm drumul pe jiu, până se liniștesc capele, rămânem așa. Perfect, așa facem. Gata, au venit și copuii. Să ne dăm și noi ceva de mâncare, că cine știe cât stăm aici. Hai să nu trișez, să nu-mi dau cu meniul de sponsor. Nu, ce am pe aici? LSD, mască, folosește. Băgăm niște pâine. Și avem și noi niște apă? Nu avem apă. Ba, picioarele. Auzi ceva? Nu, uite, nu nimic, n-am nimic. Cred că nu știu de intrarea asta. Dacă nu știu, poate că mai bine. Acum sper să nu mai fie alta. Nu cred. Nu cred. Doar intrarea aia și asta. Aia din față și asta din spate. Alta nu cred că ar mai fi. Dar și dacă ar fi, ești atent, atent aici, să aud pași ceva, vorbe, nu? Imediat mă vedem. Bun, bun, hai că vedem cum face. Până acum a fost un jef liniștit. Bine, aici se văd sirenele în stânga mea. Dreapta caracterului. Și na. Ai murit în râp. Nu am ce să fac. Mamă, ce prost că nici Cosmin nu poate să meargă. Cosmin e gabur, e mafiot. Măcar... Cred că avem timp să bem și o bere aici, să fumăm și o țigară. Cred că da. Ce dracu, băgăm și niște table dacă e. Păi da, se ăștia tot nu ajung. După aia avem timp să mergem să le luăm și pe păpătrine de la aeroport și venim înapoi și... Degeaba pe tot nu ajung. Ai uitat să mergem și până la Starbucks să bebem o cafea? Aia e cafea, aia e. Cafea o lipsă. Aoleu, tu-ți Discord-ul mătii. Bine, sper să nu fie pe cine aștept. Totuși sper să nu fie. Colegul, aștepți aici să fug repede până la rest să văd ce se întâmplă? Da, colegul, da, du-te. Într-o secundă sunt apel. Fugi, colegul. Cred că e gata. Bun, ar cam trebui asta sau asta chiar. Nici nu știu. Deci, far rate range, damage.
O lăsăm pe asta. Dacă am primit și salariu, e bine. Îți doi papagali și papagali. Mă mir, doar atâția. Îți doi papagali afară, pe partea aia, pe partea asta, nu știu cum e. Colegul cred că... Am uitat să-mi pun telefonul pe soluția asta. Eh, puțin out of character aia e. Cred că ce colegul? Cred că s-a terminat jaful, colegul. Nu știu de ce am presimțirea asta. Hai să mergem să vedem, hai să mergem amândoi. Ia, du-te tu și vin și eu după. Îmi zici dacă e. Da, bun, bun, bun. Băi, nu știu cum am crescut peste noapte, că tot am rămas singur. Noi nici o lumină nu avem de când am deschis. Și astăzi, nu știu ce boom a fost, de am avut 28 de playeri și văd că, pardon, de zilele trecute am văzut că avem peste 20. Deci, dacă sunteți interesați, veniți și voi pe server. Curând, cred că o să mărim sloturile dacă o ținem tot așa. Și, nu știu, vă aștept într-un număr cât mai mare. Ăla ori a uitat de mine, ori nu știu. Deci poliția încă e aici, cred. Aș putea să vorbesc cu băieții să fac eu o mare șmecherie. Dar nu știu dacă avem o mașină pregătită ca lumea. Frate, cred că avem o problemă. Ce s-a întâmplat? Copoi, să afară, ori ceru să la să uităm o statică și să ne lăsă cale liberă, dar știi că mereu copoi nu lasă în cale. Și am zis, nu știu dacă putem, dar na. Să ieșim acum prin spate să le dăm la traie. Dar nu știm sigur cât ce-s. Băi, mă gândeam și eu sincer la chestia asta și... Să ieșim și să tragem în ei, să lăsăm cale liberă, să fugim. Da, da, da. Dar ideea e să se miște și ei repede. Să ne sincronizăm. Da, mi-am spus că nici... Da, păi, hai că mă duc repede să le zic. Bine? Spune-le că... Mergem noi. Bă, 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 vin, vin, vin. Bă, băieți, bă, băieți. Băi, cred că a venit poliția aici. Sigur a venit poliția aici. Îi aud din ce în ce mai aproape. Mi-a zis să fug, mi-a zis să fug. Hai, ieșim, ce facem? Hai, ieșim, mergem pe ei, pe mama lor. Hai, pe mama lor. Hai. Mama. Mă, frate, dar mi-a tras-o ăla. Știu cum sună, dar a dat bine, frate. Să zici, copilul meu, că l-am iubit foarte mult. Colegul, nici eu nu știu dacă trăiesc. Sper să reușească băieții. Bun, încă am murit și noi. Ideea e că nu știu de ce dracu nu mai mor. Dacă... Bine, cred că știu, fondator, da? Na. Da, și în mine, cred. Da, 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 l-am știu. Are aia. Am o discuție cu el. Fondator și ai.
trage bine de la masă. Știi ăla gorditul ăsta ce trase noi? Bine, noi nu prea avem voie să facem de-astea, da? Domne! Domne! Mă auziți? Uitați-mi microfonul să mă ridic. Domne! Da, s-a dus! S-a dus! Ajutați-mă, chemați repede ambulanță, vă rog, eu nu mă lăsați să murim. Domne! Ajutați-mă, vă rog. Ajutați-mă, nu ne lăsați să murim. O înfundăm și pușcăria, orice. Ajutați-mă. Ajutați-mă. Băi, știu că nu prea e un episod așa. Ei, mai am chemat ambulanța. Mulțumim, domne. Ambulanța este pe drum. Rezistați, rezistați. O să vă acord primul ajutor, da? Da. Noi eram în trecere, domnule. Da, în trecere. Da, în trecere. Da. Stați liniștiți că v-am văzut, mă, băiete. Ia uite ce ai la mine. Ia uite. Stai liniștit că te-am văzut. Stai. Te-am nimerit bine. Stai. Bro, lasă vrăjeala că eu am arma în mână, ești nebun. Bine, bro. Ce că cam o vede, mă? Hai cu chema să apare dacă da, se pare că am murit și... după un milion de ani... Se pare încă pe grup. Frate... Hai, acum ce faci? Ce dracu faci? Bă, nu știu. Hai că, bă, stai mă! Bă, frate, trebuie să mergem să ne luăm armele de la acționer. Și să mergem peste mafia aia, anti-asasin, să le cerem bani, pentru că am participat la... Nu? Bun, hai să ne luăm, hai cu mașina, hai că vino cu mine. Hai, conduci tu, conduci tu. Hai. Trebuie să ne luăm bani, frate, nu lăsăm așa de capul. Noi suntem cea mai departe mafie, noi trebuie să... Bun, nu te speria... Ce e ăsta, tati? OZN-ul. Avionul, rachet, OZN-ul. Uite, pune și tu pe Waze, că să ajungem la noi acolo. Da. Stai așa, că sunt eu pe mine, stai așa puțin să mă aștept. Da. Uite acolo, mergem la conține să ne luăm armele. Și după aia să ne dăm întâlnire cu el. Bun. Dar oare au reușit? Păi, vă dați seama că au reușit. Hai că trebuie să fie bine. Scuze, frate, mi-a scăpat piciorul în accelerație. Văi, ok, ai dat podia. Eu încerc să-l mai țin și pe frână, dar zici că o trage singur. Ce dracu? Ce cauți, băi, la noi aici? Băi, gunoiule. Ia uite, bă, ies de la noi de aici, bă, zici că îți lei acasă, întorc și ei mașina și gata. Păi da. Hai să mergem să ne luăm. Haide. Bun, și acum? Ia să vedem. Ne luăm de 1000. Ce ne mai luăm? Mav Gag nu, că avem, mi se pare. Pistol automat. Ne mai luăm. Haide. Păi stai că toți suntem mafioți. Bro, dacă toți suntem mafioți, nu luăm și noi elicopterul? Da, bro, dar nu prea știu eu pe elicopter. Las că știu eu. Am făcut școala de aviație la Clejani acolo. A, la Clejani? Da.
Auzi, tu cunoști pe Imogen ăla de acolo, nu? Bă, am auzit că s-a alergat cu niște bulache pe acolo, da? De fapt, nu pe acolo, Craiova parcă. Da, da, are țara acolo la Pejani, e un tovarăș de-a mea. A, am înțeles. Da, da, da. Hai cu mine, să-ți arăt ce am învățat. Tu? Da, da, da. A, haide, haide, haide. Ce voiam să zic? Spune. Știi unde mergem? La Fleca acolo, știi că e parcarea din fața la Fleca. Gen, e parcarea aia, mare, și gen față-față cu parcarea mai e o parcare, gen de urci sus, undeva, știi? Sau hai să-i plus. Da. Pune-mi un checkpoint. Gen... Bagă pe Waze acolo. Băi, nu știu care dracu mă zăpăcește cu mesajele. Și nu se mai termină roleplay-ul ăsta. Frate. Da? Nu știu dacă e bine. Hai că vedem acum. Vezi ce am învățat în Clejean? Hai să arăt aici, printre clădiri. Văd, văd. Mamă, dacă îmi ții mâna pe manivela aia, te ții de reggaeton cu metre. E, păi aia e partea a doua. Așa se începe școala la Clejean. Uite, care-i, unde-i parcarea aia? Pe așa, așa, pe așa, pe așa. Parcarea în spate la Fleca. Deci, e aia din spate, nu-i n-am făcut. A, gata, știu unde. Gen, față-n-față cu parcarea aia vine ceva de urci puțin în pantă și aici pe deasupra la un acoperiș, ceva de genul. Da, 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 la parcarea aia deasupra, nu? Un fel de subteran. A, da, 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 uitați asta, asta, asta. A, asta aici. Vreau zic la voi să vin aici și... Mamă, dar ceva vezi, doamne? Bine, colegul, bine, bine. Clejean, colegul. Trebuie să mă duce și pe mine odată. Te duc, colegul, te duc. Hai să facem pe doi. Hai să vedem. Trebuie să vină. Păi așteptam, nu-i problemă, când e vorba de bani. Păi da, dar dacă nu au bani, ce văd? Gata, ceaba, am discutat cu un glonț în picioare, degeaba. Păi, ce naiba. Bine că ne-au dus aia cu ambulanța repede. Păi da. Am clipit și gata. În drag, cum uriam acolo. Păi, o fracțiune de secundă dura tot. 2 hours later. Gata, am revenit că nu mai suportam. Bun, din câte am înțeles. A, ok, deci nu mai trebuie să mergem noi. Dăduseră mie mesaj că mai că vino la nu știu care mafie și dă vă dracu de aici. Nu, să vină ei ăștia. De ei. Ne-am oferit să-i ajutăm și aici. Da, corect. Nu fac de așa, mai că dacă fac de așa pe noi, punem noi la punem, nu e problemă. Nu acum, bine, poate acum mai punem. Poate acum e, că nașpa că suntem doar noi doi. Nu știu unde ne e bossul. Nu contează cum suntem. Păi, nu contează, face față. Ce zici, mă ascunde pe undeva, vorbește cu ei de bani sau invers? Ok, ești pe căscuță? Ok, păi nu știu ce să da, fac. Da, lasă, uite. Haide să stăm amândoi așa și aia. Și ce-o cred. Momentan nu știu ce are, dar nu merge, gen, am jocul pe care nu full screen. Am un white screen, ceva de genul. Și gen, când apăs pe bară ca să-mi scoată mouse-ul, să pot umbla cu el de din afara jocului, nu-mi dă să scot mouse-ul și n-am cum altul, știi? Ah. Să dau alt
cât rând a luptat și de lipt. După care cred că nu se vede. Da, 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 ai dreptate. Trebuia să fac eu asta după, știi? Adică înainte să intru. Lasă, data viitoare. Bun, cred că am putut. 2 hours later. Nu știu, cred că îi tai o limbă sau... Uite, am uitat în gură. E... Hai că vine, vine, vine. Vin doi. Scoate-mă, colegă, scoate-mă. Cine-i băiatul din spatele vostru cu zi prou? Cine-i băiatul din spatele vostru? Nu știu. Ia tu. Hai să coborăm jos din mașină. Coborăm jos din mașină. Jos din mașină, hai. Repede. N-auzi, jos din mașină. Jos din mașină, am zis. Ridică mâinile sus. Zi-mi cum te cheapă, cine ești? Ce cauți aici? Zi-mi cine ești, mă, informatorul meu. Tu cred că ești din fond. Te iau așa după muie, că ai nasărat și că ești de chip. Am o zi, ce ești? Dar cred că e mut, e mut ăsta. E mut, mama? E mut, hai, fii atent ce faci. Te duci repede mașină și pleci de aici până nu-i zborând. Scuze, nu-i zis cap, hai. Am hai și să te mai prind pic, să nu te mai prind niciodată de aici, bine? Hai. Hai bun, ce faceți, mă? Tu ce faci, mă, te împiedici, pici pe aici? S-a împiedicat de o banană. Ce faci, mă, te împiedici? Bă, băieți, ce să vă zic? Hai, mâinile sus, amândoi. Mâinile sus. Mâinile sus, amândoi, hai. Mâinile sus, nu mă las cu cine. Mâinile sus, unde-s banii? De la jaf. Cine l-a luat banii de la jaf și de ce nu... Și ce aveai de gând să faci? Hei, ascult. I-a luat colegul, eu am intrat în spital. S-a luat colegul și mai și din oraș mi-a lăsat mie să vin să-i facă zi. Păi zi așa, băiat. Păi și până acum nu mai știu să ne contactezi, să ne zici, bă, frate, bă, fraiere, uite, așteaptă și tu, uite, avem o problemă, uite. Păi dacă tu știi, dacă tot eram aici, dacă tot eram în fost să ne întâlnim aici. Da, scuze-mă pe mine, Tona. Dar nu permit la nimeni să ne e drept proști, înțelegi? Că noi nu suntem așa și crede-mă că eu n-am. Deci, hai, să facem împărțeala. Împărțeala la cât? Dă-i lui colegul cât trebuie. Bă, nu știu, voi vă bătiți oamenii voștri, eu mi-i cu câți pe mic. Ok. Îți dau 170 de mic. Cât? 170 de mic. Da. Hai să mergem mai încoace ca să nu... Hai, stai, tu mergi să iei banii. Stai. Hai, fii încoace. Stai, să dau ție banii să... Da. Cum a mers la voi? Câți oameni au fost răniți? Da, nu am fost. Așa. Doi am fost intrat în spital. Păi bă, băieți, ce să zic, și noi am fost cu doi. Ce să zic? Să sperăm că totul va fi bine. În oraș, dacă aveți probleme, ne anunțați. Da, să nu vă plâncă vă dați la oamenii mei să-i luați drept postagii și pentru că am, totuși. Și sper să nu aveți sifoane pe acolo, pe la voi. Să se spargă, nu de altă, dar dacă vă ia pe voi, ne-a și pe noi, știți? Na, am eu grijă de oamenii mei. Bun, băieți. Dar avem pe unul cu gura mare, e, știi ce le fac ăștia care... Îl băgăm într-o hală și rezolvăm. Ăștia mă doresc. Am înțeles. Păi știu eu pe legul asta. E un... Da, n-are rost. Bine, bă, băieți, mi-a părut bine că ne-am întâlnit. Ce să zic? Dacă mai aveți nevoie de ceva, spuneți și facem să fie bine. Domnul Boica sau tu, că mă tare... Da. Boica sau cum mă tare, dar și pe un număr de telefon ceva? Păi, ți-l dau eu pe al meu și dacă dai de mine, poate dai și de domnul Boica. Okay, depinde, că el are multă treabă pe din afară, prin oraș. Da, știu ce zici, da. Scoate așa, dăm numărul tău. Acum din dat. Să scrii 0737. Eu nu sunt 0737 373. Ce?
0737 Da, 3 7 3 7 3 1 5 4 1 5 4 Deci ai 3 de 4 3 de 7, nu? Sau 2. Ce ai, mă, Dobele? Tu ești în Hai, mă, Zalame, hai, hai să plecăm de aici, hai, Zalame. Dobele. 07 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3
Mie la nu-mi dacă am câștigat la lotul ieri. Păi nici eu n-am ce face cu. Atunci adică dă-le băieților. Băi, și mergem și noi la club ceva. Ne-am mergem, colegul, mergem. Cam atât pe azi. O să o să tai din video mai mult ca sigur. Așa că ne auzim data viitoare. Nu uitați, dacă vreți să vă veniți și voi pe server, aveți IP-ul în descriere. Sau pur și simplu căutați Crown cu capa, că am înțeles că avem și niște plagiatori bulangii. Așa. Și ne auzim data viitoare.